Tinerii din Ungludeni au decis să se implice în viața orașului și s-au întrunit pentru a crea Consiliul Național al Tinerilor din oraș. Astfel, tinerii cu inițiativă au decis să organizeze deja câteva acțiuni și au făcut un plan de acțiuni. Mai multe detalii în reportajul următor. Tinerii s-au întrunit într-o ședință pentru a crea o organizație a tineretului care ar promova tinerii și îi va motiva să se implice în viața orașului. În cadrul ședinței, ei au determinat termenul unui mandat de consilier și termenul mandatului de președinte și au stabilit un plan de acțiuni. Câte 7 reprezentanți din Consiliul Școlilor din orașul Ungludeni au participat la ședința alegerilor consilierilor, celor nou consilieri de tineri pentru orașul Ungludeni, ai orașului Ungludeni și ca rezultat s-au votat acești consilieri în mod democratic, prin vot și acum la moment activăm. A fost pus la vot termenul mandatului de consilier, care va activa timp de 2 ani. Consilierii sunt aleși pe 4 ani, însă deoarece noi suntem tineri și avem alte priorități. Adică nu vom avea posibilitatea, astfel precum suntem încă elevi în școală, am decis să luăm pe 2 ani pentru a da posibilități altor persoane ca să ia aceste locuri. Cele mai recente acțiuni planificate sunt pentru ziua orașului Ungludeni. Tinerii au decis să organizeze câteva numere artistice, o tombolă și un flash mob. Pentru hramul orașului avem preconizat ca să desfășurăm o tombolă cu premii pentru, nu pentru tineri, în general, pentru toată populația orașului Ungludeni. Dar această tombolă este petrecută de către noi, de către Consiliul de Tineri. Mai apoi, în programul artistic, seara, în jur de orele 8-9, avem preconizat ca să evoluăm cu un număr artistic din partea liceilor, unul sau două, până când nu ne decis, dar, în general, numere artistice să prezentăm din partea Consiliului. Este sprijinit Consiliul Orășenesc al Tinerilor financiar, sigur, din partea cuiva? Da. Consiliul de Tineri a orașului Ungludeni are buget care deja va fi, bugetul va fi stabilit din 2014, adică bugetul pe anul 2014, unde este preconizată o sumă pentru activitățile tinerilor automat, deci este, adică toată respectiva sumă se coordonează cu Consiliul de Tineri pentru a putea desfășura activitățile care sunt preconizate. Menționăm că Consiliul Orășenesc este format de 9 tineri cu vârstă cuprinsă între 16 și 25 de ani. Membrii Consiliului sunt liceieni și tineri din oraș. Inițiativa de a crea Consiliul al Tinerilor a venit din partea autorităților raionale și urmează ca în fiecare localitate din raion să fie creat câte un Consiliu al Tinerilor. Reamintim că consilierii raionale au aprobat un plan de acțiuni pentru organizațiile de tineri și au alocat suma de 70.000 de lei pentru acțiunile planificate.